Campania națională Lagărele de lângă tine este un demers ce are ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la cei 24.598 de copii și tineri închiși în instituțiile statului. Centrul de Resurse Juridice și-a propus prin acest proiect să convingă statul român de obligativitatea înființării unui mecanism național de monitorizare, organism independent, organizațional, funcțional și financiar, din care să facă parte persoane cu dizabilități și reprezentanți ai societății civile. Atunci când nu există un mecanism independent care să verifice respectarea drepturilor omului, centrele de plasament pot deveni locuri în care apar abuzuri. Conform organismului ONU, Comitetul împotriva torturii de la Geneva, România este singura țară din lume care a solicitat 2 amânări pentru stabilirea unui mecanism independent. Peste 1.462 de copii și tineri cu dizabilități au murit în ultimii 4 ani în centrele de plasament și în centrele de recuperare pentru persoane cu dizabilități din România. În prezent, singura persoană care poate sesiza încălcarea drepturilor copiilor și tinerilor instituționalizați este reprezentantul legal sau tutorele. Din păcate, aceste persoane sunt exact acelea care au decis plasarea lor într-un centru rezidențial. De aceea, înființarea unui mecanism național de prevenire este imperativă.